Am început dimineața cu două felii de pâine prăjită integrală și două feliuțe de brânză, și un ou fiert și patru felii de mușchiule cu un ceai, două mandarine și chefir. Jacopo, from Italy, with love. Ciao, bella. Parlare italiano? Spacito, spacito, sono spacito, bonito, bonito, sono balalito. Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să ne cântărim pentru că trebuie să intru în a doua perioadă de slăbit. Gata, pauza s-a terminat, m-am refăcut, sunt ok, nu mai încurge nici nasul și sunt tare, tare curios să vedem câte kilograme am acum după 4 săptămâni. Abonează-te la canalul Miere TVO pentru mai multe clipuri. Like and share dacă ți-a plăcut. Clicul tău mă motivează. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul clipurile. Și să dai un follow la pagina de Instagram. Bun, hai să ne urcăm. Pornim cântarul. De kilograme fix. Wow, foarte, foarte bine. Wow, nu vine să cred, 127 de chile, decât un kilogram am pus. Uitați, am scris aici pe perete. 127 în săptămâna a 11-a. M-am îngrășat, într-adevăr. Cel mai puțin am avut aici în săptămâna a 7-a. După 7 săptămâni de slăbit, ajunsesem la 125,4 kg. Iar acum suntem la 127. Asta înseamnă 1 kg, 600 de grame în plus în 4 săptămâni. Ceea ce mai mult, bă, 4 săptămâni. Ceea ce e foarte, foarte bine decât, hai să zicem, 2 kg. 2 kg în 4 săptămâni am luat și este foarte, foarte bine. Așa că vreau să înțelegeți că dacă faceți o pauză și dacă mâncați ceea ce vă place, mâncați mai prost, mâncați mai mult, asta nu înseamnă că gata, trebuie să te descurajezi, trebuie să intri în depresie și trebuie să te lași. Nu. Îți rezolvi problemele, iar apoi te motivezi, îți faci și poftele în timpul ăsta și te motivezi foarte, foarte tare și când te simți pregătit, reiei de la început programul și te ții de treabă. Eu, ce să vă zic, sunt super, super încântat că m-am îngrășat atât de puțin. Am mâncat extraordinar de mult, am mâncat tot ce am vrut, am mâncat și fast food-uri, am mâncat pizza, shawarma, gyros, eu știu, hamburgeri, dulciuri, prăjituri, ciocolate, am băut sucuri cu foarte mult zahăr și mi-am satisfăcut toate poftele. Iar acum sunt foarte decis și foarte pregătit să atacăm a doua perioadă de slăbire de 20 de kilograme. Aș vrea să ajungă undeva la 107 kilograme, deci 127 minus 20, undeva la 107 kilograme, 106-107. Dar bineînțeles că va fi foarte, foarte lung și foarte lungă perioada asta de 20 de kilograme, așa că o vom lua treptat, fiecare zi în parte, fiecare săptămână în parte, motivați, mâncat bine, sănătos, cât mai natural, cât mai verde, foarte multe legume vreau să mănânc, deși nu-mi plac, mă chinui, voi mânca cât voi putea, iar ușor, ușor papilele mele gustative vor reveni la normal și va trebui să îmi placă și legumele în cele din urmă. Trebuie doar să fiu perseverent și să nu renunț. Mâncatul emoțional este o problemă într-adevăr foarte, foarte mare și de aceea toate emoțiile și toate suferințele, toate traumele emoționale, psihice pe care oamenii le au în viața lor, se răsfrângă asupra mâncării. Atunci când un om este supărat, când este stresat, când a suferit o depresie, o supărare, multă lume ca și mine de altfel, se duce și își găsește alinarea, își caută alinarea în mâncare. Pentru că mâncarea, dulcele, zahărul,
și grăsimea îi oferă corpului, îi oferă creierului un stimul de bine și atunci creierul aparent se simte mai bine. Dar ușor, ușor, ajungând să mănânci așa din supărări și din lucru care nu-ți convine în viață, vei ajunge să te refugiezi din ce în ce mai mult în mâncare și vei ajunge obez, exact la fel ca și mine, la o greutate foarte, foarte mare. De aceea e bine să trateze problemele acestea emoționale, problemele psihice, din timp, să vorbești, să discuți cu un psiholog sau cu un om care ține la tine, care te ascultă, și astfel nu vei ajunge în situația mea, în situația de a mânca foarte mult. Bine, acum stresul este problema secolului. Stresul, obezitatea, sedentarismul sunt bolile secolului și inevitabil din ce în ce mai multă lume se va lovi de ele și din ce în ce mai mulți copii vor deveni obezi în perioada următoare, în anii următori. Este o statistică reală, nu este inventată de mine, așa că aveți grijă ce mâncați, rămâneți motivați, faceți sport, faceți mișcare măcar o oră pe zi, pentru că este foarte, foarte, foarte importantă mișcarea pentru starea de bine și pentru încrederea care ți-o oferă sportul și, cum să zic eu, destresarea asta. Efectiv, în momentul în care faci sport, îți destresezi corpul și mintea. Vă voi ține la curent cu tot parcursul meu, așa că videouri cu greutatea și cu cândarul cu mine veți vedea în fiecare duminică sau luni, depinde când termin editarea. Eu în fiecare duminică vreau să mă cântăresc, exact cum am făcut și astăzi, să vă arăt cântarul, să vă țin la curent cu kilogramele mele, să vă explic dacă m-am îngrășat într-o săptămână, de ce m-am îngrășat sau de ce am slăbit așa mult, și astfel veți putea înțelege mult mai bine tot procesul de slăbire și cum procedez eu. Eu am fost Otto, până data viitoare, sper să mă susțineți, să-mi dați un like sau un dislike dacă v-a plăcut acest clip sau dacă nu v-a plăcut, să-mi lăsați un comentariu, răspund la toate întrebările și vă dau inimioare la toate comentariile. Așa că nu uitați, rămâneți motivați, mâncați sănătos și faceți mișcare. Ciao! Mais sus, sus, 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 m